Bună ziua! Scoi pe totemul, mă! Ăla e tăti struțu! Arde tot! Oh my god! Bine ați revenit la un nou episod din seria mea de Minecraft, Minecraft Quest-ul lui Pink, sezonul 5, e oficial, cred că e sezonul 5, e sezonul 5, nu-i așa? Oh, ia uitați-vă la săteanul ăsta cum doarme, îi flutură nasul, bro, că sforă, e mamă ce drăguță e textura asta. Bună ziua, bună ziua, nimic ciudat nu se întâmplă aici. Absolut nimic ciudat, nimic. Bun, dă-te să dormi eu în patul ăsta pentru că astăzi, oameni buni, fiți atenți care este planul. Vreau să dorm și să se trezească și săteanul ăsta pentru că de la el mai putem să luăm, fiți atenți, fiți atenți, Woodland Explorer Map. Deci astăzi vom merge într-un Woodland Mansion ca să batem ăia care invocă chestii și să facem rost de toteme ca să nu mai murim. Deci, am aici niște fier și am și niște redstone și am nevoie de un crafting table. Bună ziua! Oh, un crafting table este fix aici. Și aș vrea să mulțumesc tuturor oamenilor care lasă comentarii la această serie. Deci, răspunsul e absolut incredibil. Nu mă așteptam ca atât de mulți oameni să aprecieze această serie. Unde fugi, bă? Că am treabă cu tine. Stai așa o secundică, astea de ce sunt în blocuri. Avem 64 de emeralde și compasul. Stai așa o secundică, da. Vreau așa ceva, dacă nu te superi, domnule. Să sperăm că nu e la distanță. Ok, pare o distanță gigantic de enormă. Da, mersi foarte mult, bro. Deci cu această hartă noi putem să găsim un Woodland Mansion. Și dacă găsim un Woodland Mansion de ăla, o să putem face rost de totemele alea foarte, foarte șmechere. Și bă, dacă luăm și un totem, cred că o să fim foarte safe și nether, dar acum dacă vreau să mă duc acasă, o să dureze foarte mult. De asemenea, m-am interesat și uite, cu aceste breeze roduri putem să facem noua armă, numai că ne trebuie un fel de bloc ca să facem mace-ul ăla, e un fel de ciocan care dă mult damage, deci aparent aia e toată chestia. Oh, s-a mișcat punctul, voi ați văzut? Deci o să trebuiască să mergem în direcția aia și apoi în sud, care e sudul. Doamne ferește că nu știu care e sudul. Apropo, mulțumesc foarte mult și pentru toate comentariile pe care le lăsați și o să punem câteva pe ecran în 3, 2, 1, bam, ia uite-le ce frumoase sunt și bam, au dispărut pentru că avem o grămadă de chestii importante de făcut. Ce zici, bă, margarină, bă? Mamă, e chestul ăsta plin și ăsta e plin. Fiți atenți, am calculat folosind tehnica Dumnezeu cum îi lasă, sperăm că am dreptate și ar trebui să merg fix în direcția din care am venit. Acum să sperăm că nu trebuie să merg la 10.000 de blocuri distanță sau ceva și hai să tăiem niște lemn, că o să mai trebuiască niște chesturi, că nu mai am absolut deloc lemn acasă. Deci sunt zero, zero barat. Jur că ar trebui să pot să ai angajați pe Minecraft care să mineze pentru tine și pe care să-i hrănești cu mâncare și să le dai bani. Bun. Bă, voiam să vă întreb o chestie. Voi stați mult pe telefon? Că eu stau că trebuie, știi, mai pun câte un story, filmez pe el, adică tot acăm. Și, băi, jur că m-am săturat, deci m-am săturat de tehnologia asta, parcă niciodată nu funcționează cum trebuie. Fiți atenți, deci eu am un iPhone 12 Pro Max, da? Când termin de filmat și s-a înfierbântat telefonul, bro, merge cu lag. Deci eu n-am văzut iPhone să meargă cu lag vreodată în viața asta, în afară de la mine. Dacă filmez vreo 30 de minute non-stop, lăguiește telefonul și apoi trebuie să-l las acolo așa în pace, să-și tragă răsuflarea sau ceva. Acum, voiam și eu să pun un clip, a rămas în procesare de o oră și ca să vă faceți o idee, procesarea tot timpul mi-a luat like 10-15 minute, acum e de o oră. Și nu știu exact de ce. Pe lângă chestia asta mi-a mai zis editorul că la export, în loc să ia 20 de minute, i-a luat o oră. Zic, bro, de ce? A durat mai mult. De ce durează procesarea de pe YouTube mai mult? Bă, ce se întâmplă? Vă jur că nimic nu merge bine când e vorba de ai să-mi trag palme. De tehnologie. Și bă, și să nu mai zic pe calculator, bă, deci dacă ai făcut ceva pe calculatorul ăsta, bă, s-a terminat, ai instalat Windows și deja are buguri. Deci astăzi, fiți atenți, voiam să fac update la driverul video, da? Și da, na, uite, dau eu download, nu știu ce, instalez, bun. Chestia e că nu-mi dispare aia din Nvidia, nu știu ce, control panel și îmi zice tot că iară download. Zic, s-o fi buguit, dau un refresh, tot acolo e. Descarc iară, instalez iară update-ul, mi-a zis că ai instalat cu succes și apoi iară ce nu-mi zicea că să-l descarc. Bă, se duce totul naibii. Deci vă zic, îmi pare rău, oameni buni, vă zic.
Se duce tot un aibii, eu n-aș mai plăti bani să-mi cumpăr calculator. Deci, avem armele, avem niște mere de aur, ne mai trebuie mâncare. Deci, mâncarea este foarte importantă dacă mergem acolo. Sigur, avem de mers foarte, foarte mult. Deci, 64 de pâini cu încă 29. Și, bă, deci, oșa nu am găsit, oameni buni, tot timpul ăsta. Gândiți-vă că n-am găsit oșa. Deci mi se pare absolut incredibil cum n-am reușit să găsim oșa. Toată asta, torțele. Bă, și cred că o să-mi trebuiască un pat ca să dormim pe alocuri din când în când, ca să nu fie nevoie de, mers pe întuneric. Nu e deloc ok să mergi pe întuneric, nu vezi absolut nimic și mai sunt și pericole. Și cred că o să facem chestia asta. Uite așa, punem sticla. Bun, eu cred că avem cam tot ce avem nevoie. Și poate un arc cu niște săgeți. Da, oameni buni, un arc cu săgeți. Mă mai gândeam la o chestie. Dacă aș putea să pun pe altă sabie un enchant de unbreaking sau ceva înainte să mergem. Din păcate, fire aspect. Da, nu știu ce să zic. Parcă nu vreau fire aspect. Aș fi vrut altceva, știi? Să fie... Poate pe arc, power 3, nu e suficient power 3, frate meu, că maximul e 5. Deci jur că sunt cel mai ghinionist când vine vorba de enchanturile astea, deci mi se pare incredibil. Ah, ei bine, o să avem ăsta aici. Am putea să lăsăm ăsta cu forciuna acasă, dar o să-l luăm cu noi. Și fiți atenți, o să mai vreau să iau cu mine un flint and steel. Am înțeles că e foarte șmecher să dai foc la toată casa aia, că după aia vezi toate chesturile. Deci ne trebuie niște flint, am văzut aici mai multe săgeți pe care le vreau, poate o să ne fie necesare. Flint acum, unde avem flintul? Dar știu că aș putea să fac rost de totem pornind un raid, numai că nu vreau să fac asta, vreau să mergem într-un woodland mansion. Aveam deja un flint în stil, foarte bine, o să-l iau cu mine și acum cred că ar trebui să mergem la culcare. Mă, eu chiar aș fi vrut să, deci dacă aveam un cal era absolut fenomen, chiar aș fi vrut să... Să am un cal, pentru că sigur ajungeam la acel woodland mansion foarte, foarte rapid, din păcate nu avem. Și dacă mi-aduc eu bine aminte, îmi lăsasem o barcă pe undeva. Uite-o aici. Bun, o să ne luăm și barca cu noi și sincer cred că o să plecăm cu ea de aici, da. Plecăm cu ea, mergem pe apă, că oricum trebuie să mergem în direcția aia. Și din când în când o să mă uit să vedem dacă mergem în direcția bună, să sperăm că mergem în direcția bună, dar eu mă gândesc că dacă trebuie să cobori, atunci X-ul trebuie să se facă mai mic și ăla trebuie să se facă mai... Oh, ce m-am speriat, dă ten hamsterii mei! Ia uite, scheletul sub apă! Ce face mă scheletul sub apă, ia! Ce zici, bro? Ei nu zice absolut nimic, e un schelet. Bun. Uite-o! Uite clădirea. Asta voiam să zic că ne apropiem de ăsta, de Dark Oak Forest, deci o să fie pe aici și chiar a fost. Ia uite-o, bă. Bun. Strategia, foarte important. Trebuie să mergem să luăm niște toteme. Două, trei, nu știu, adică câte vrea să dea și asta și apoi dăm foc. Îi dăm foc, așteptăm să ardă complet și apoi o să vedem toate chesturile, că n-are rost să căutăm așa prin ea. Nu, domnule, aici pe canalul Hitping suntem foarte eficienți. Eficienți și plin de mușchi, am uitat. Ce s-a auzit, mă? Ok, e toată lumea acasă aparent, deci cred că avem nevoie de niște dirt. Să urcăm din prima pe ea, pe clădire. Eu cred că ar trebui să urcăm din prima pe clădire și batem pe aia și după aia așa ne mai uităm și noi dacă mai e ceva interesant, nu? Aici ia să vedem. Deci am înțeles că dacă pui numele Johnny la un dăsta cu topor, înnebunește și atacă absolut tot ce iese în cale. Din filmul ăla cu The Shining, ci că de acolo e, de asta e, here's Johnny. Și dacă îl numești Johnny e aparent mega agresiv. Dar la modul real ei oricum sunt agresivi. Bună ziua! Scoi pe totemul, mă! Ăla e tăti struțu! Ia că a schimbat Mojang ăsta! Mă, ce? Bro, nu mă prind! Ok, avem o, like, semi-mică problemă! Ajutor! Bro! Ok, semi-mică... Da, ok. Dacă mă supărați, dau foc la tot.
Deci dacă... Bro, nu pot să... Oh! Ok. Vreți să încetați? Vă rog, eu sunteți foarte mega enervanți. Deci mai este un de ăsta pe undeva. Mai este un de ăla care spunează... Care spunează... Bă, da, stai cu minte. Dă-ștea răi și tot teme... Bă, da, stă... Ok, avem o, like, semimică problemă. Nu e chiar atât de mare. Mă, cine tot dă cu ăla? Deci, cum... Mă, ce? What? Bă, deci, de ce se tot aude aia? Voi auziți, da? Oh my god, ok. Ok, ați cerut-o cu mâna voastră. Oh! Hai, mă. Ăla e. Iau pasta și pasta. What? De undeva din direcția asta. Unde Dumnezeu e, mă, frate meu? Cred că avem nevoie de un topor sau ceva. Și să mai mâncăm. Deci, dă prin ziduri. Are parole. Mă, tu ce cauți aici? Deci, opinie nepopulară, eu zic că scheleții n-au ce... Stai cu 100 de mii. Ce, nu sunt 100 de mii? Stai așa, mă, că ți-l găsesc eu. Unde e? Dă-te așa, că intru peste ei. Glumeam. Vine ei peste mine. Ăla e? Ăla e? Hai! Vino să o dăm, smardoiule. Uite-l! Aha! Gata. L-am omorât și pe ăsta. Bă, dar pot să jur că mai era unul sus pe undeva, nu? Ok, vremuri disperate, măsuri ratate. Așa zicea bunicul meu. Hai, șpaș. Oh! Aș cam vrea multe cărți de-astea. Bă, dar lăsați-mă! O să le ardem tot. Tot o să le ardem pentru panorama asta pe care o fac fantomele. Deci, fantomele astea mi se pare așa de bullshit că nu se despunează și rezistă la atât de multe hituri. Like, frate meu, ești o fantomă. Ar trebui să-ți citesc o rugăciune și să dispari. În schimb, fantomele astea au like 100.000 viață. Ia, uitați coordonatele. Țineți minte coordonatele. 2000 cu 400... Bă, să-ți chiar nesimțiți. Deci chiar nesimțiți. Ce să... Ăsta nu știu ce a murit de atac de cord. Okay. Oh, s-a făcut și noapte. Ce zici, bro? Stai departe de mine. Ok, fiți atenți, da? Dacă mai zic ok, trebuie să mă înjurați. Nu mă înjurați. Nu. Dar am observat că zic ok de prea multe ori. Ia uite, bă, cum arde. Arde, uite. Bă... Aha. Cum era? Arde, uite cum arde. Dați-mi bani, vă rog, asta e un strigăt de ajutor, actually. Nici măcar nu mai glumesc. Credeți că am suficiente cărți? Eu zic că ar trebui să mai luăm. Ar trebui să mai luăm cărți. A murit un ăsta, în sfârșit. Cred că nu e nimic pe aici ce aș vrea să păstrez în afară de cărți, așa că poate să ardă. Gen, îmi pare rău, pincanilor, i-am dat foc. Stați așa să iau și eu un... Ulu, așa. Să trag și eu un pui de somnic aici și arde tot în jurul meu. Dar somnul e foarte important, da? Somnul e foarte important. Să sperăm că nu ard cărțile. Așa, ard și cărțile. Au! Bro, de ce m-a... De cineva să-mi zică de ce Mars, că eu nu eram aproape. Ok, am zis-o din nou. Nu mai zi ok odată la 3 cuvinte, Pink. Nu mai zi ok. Nu e ok. E totul foarte grav. Guvernul ne mărește salariile și apoi ne crește taxele, astfel încât la final de zi să ne scadă salariul. Mă rog, eu nu știu de asta că... Măi, asta e așa o secundică. Nu, m-a anunțat contabila dacă se modifica minimul pe economie. Nu, suntem ok, suntem ok. Bun. Da, nu, situația e gravă, pincanilor, și... băi, eu n-am înțeles o chestie. Mă gândeam eu, bă, da, e și în pământ asta. Bă, da, ăștia care lucrează pentru stat, da? Și gen primesc banii de la stat. De ce trebuie să mai plătească impozit? Că până la urmă salariul lor vine din euro, din impozit. Și mă gândeam, păi, mai are rost să le dea mai mulți bani ca să le ia înapoi? Că oricum o să-i pună înapoi. Tu ce cauți aici? O să-i pun înapoi de unde i-au luat, știi? Când au dat salariul. Dar apoi m-am gândit, păi stai mă așa o secundică că nu e chiar atât de simplu. Aici a explodat creeper-ul. Bă, dar o să ia 10 ani casei ăsteia să arde. Eu zic că trebuie să o mai ajutăm un pic. Uite așa.
Da, o să ardă toată casa asta și apoi o să vedeți, o să avem o grămadă de chesturi pe care putem să le verificăm. Bă, da, aici chiar mi-am bătut joc, aici chiar, chiar, bă, aici chiar le-am dat să zacă. A, da, și voiam să zic că, bă, sigur e o schemă, name tag, music disc, asta ne trebuie, asta nu prea. Da, e cam nașpa lui, arde! Au! Bro, oprește-te. Ok, puteați să veniți într-un moment mai inoportun. Oh, fuck. Arde tot. Oh my god. Oh, ok. Suntem ok. Bun, ne-am bătut joc. Dar nu o să ne oprim. Deci nu mă opresc. Arde totul. Totul o să ardă aici. Și cred eu că dacă arde totul, după aia o să găsim chesturile fără probleme. Pleacă-mă de aici, lasă-mă în pace, că am treabă. Aulo. Proșii o să ies afară, dacă... Aia nu-i afară. Proștii. Dă-te jos de acolo. Păi chiar s-a dat. Nu cred. Bun. Cred că ar trebui să ieșim afară. Și eventual să-i mai dăm foc pe afară. Nu? Ce ziceți? Mă rog, în partea asta văd că deja a cam ars. Avem cărți. Acum, avem 3 toteme. Eu zic că asta e destul de bine. Ce ne-ar mai interesa ar fi chesturile, oameni buni. Văd niște chesturi chiar aici. Aia e camera asta cu multe chesturi, da? Ia să vedem. Gol. Exact ca capul meu, mamă, ce m-am speriat. Bine că m-ai luat și în brațe să-mi dai foc. Totul pare să fie absolut distrus. O să sărim și noi aici. Și mi-a plăcut. Ăsta a fost Woodland Mansion, oameni buni. Am luat 3 toteme. De acum suntem efectiv imortali pe seria asta. Deci, mă rog, am murit odată, dar aia a fost a început așa la Sanchi, ca doar să vă demonstrez că nu sunt nemuritor. Nu știu exact de ce aș vrea să vă demonstrez aia, dar am demonstrat. Deci acum, practic, sunt complet nemuritor, pentru că am alea. Nu am fost pe aici, am căutat. Bro, am căutat peste tot, da, nu, ne pierdem timpul. Deci așa arată Woodland Mansion-ul, sper că v-a plăcut. Dacă sunteți fani ai Woodland Mansion-urilor, nu vă uitați la clipul ăsta, pentru că ce s-a întâmplat aici a fost, desigur, oribil. Multe vieți au fost pierdute. Cred că nu mai e problema mea, cred că o să... Plec în ce direcție? Din ce direcție am venit? Deci nu se poate așa ceva. Am venit de undeva de pe apă. Deci cred că dacă merg pe aici ar trebui să fie ok. Ok, mi-am rupt picioarele. Nu, sunt bine. Sunt foarte... Mă, cine m-a mormântat aici? Nimeni. În direcția asta cred că e casa. Cred. Ok, bun. Am zis iară, ok, te rog, nu mai... Am auzit cumva un inamic? Hai mă, s-o dăm. Bam, ăla e. Fiți atenți, în interiorul acestui cap se află ceva ascuns. Ok, am un plan mai bun. Să-i dăm și lui foc. Și Dumnezeule mărei cu luna m-a rupt aici. Deci o să-i dăm foc, pentru că e o idee mai rapid. S-a spart. Bă, am eu nevoie de lapis, dar... Bă, bune? Pot să jur că era un bloc de diamant pe undeva. Un lapis. Ok. L-am luat, n-a picat în foc. Au, mor eu în foc. O să ne luăm și patul. Și o să plecăm. Am luat absolut tot ce se putea lua de aici și totul a rămas în paragină. Pădurea asta o să ardă, să sperăm că nu ajunge până la mine acasă. Și acum trebuie să mă întorc 2000 de blocuri. Deci ne-am întors acasă și am reușit să ajungem înainte să apară 200.000 de mobi. Nu e așa că nu e niciun monstru pe aici?
Nici nu știu la ce m-am gândit când am mers fără să mă uit pe unde merg. Deci nici nu știu la ce m-am gândit. Nu, e ok, nu? Nu e niciun monstru. Ușile larg deschise, îmi place. Ce zici, bă, margarină, bă, mamă, deci nu o să-ți vină să crezi margarină, fii atent aici. Ce am obținut eu? Mai zi ceva. Deci mai zi ceva de totemul ăla, a? Nu te interesează. E, na, nu, n-ai tu treabă cu ce e ăsta. Ăsta e fenomen ăsta. Deci vom păstra un totem de acum și avem și câteva chestii complet inutile. Deci de ce să vă mint, avem chestii complet inutile. Dar avem un name tag în plus și încă nu am găsit oșa. Și nu înțeleg de ce nu am găsit oșa, dar cred că este timpul să-l aducem în sfârșit pe carburator acasă și fiți atenți cum o să facem asta. Slime-uri și ață. Mai știu rețeta? Era ceva de genul ăsta? Sau? Ok, cum Dumnezeule mare se făcea un... Oh, uite! Era invers. Bun, avem lead-uri, hai să dormim și după aia o să-l aducem pe carburator acasă și o să-l legăm strâns de un... nu știu, o margină de gard sau nu știu de ce o să-l legăm. Să lăsăm astea aici. Unde mi-am aruncat eu lemnul pe care l-am minat? Zic că l-am pus pe undeva pe aici. Oh my god. Bine, o să fac gard cu de-asta. Da, eu n-am vrut, dar n-am ce să fac, n-am ce să fac, oameni buni. Stai, cum se face gardul mai exact? Hold on. A, era cu bețe în mijloc, nu? Ceva de genul ăsta, ăla e. Bun. A, și o să-l legăm pe carburator de ăla. De acolo. A, vreți să o dăm, mă, să mă... Bă, unde te urci? Deci nu pot să cred ce... A trecut săgeata mea cumva prin păiangă. Eu nu pot să cred ce... Nu l-am nimerit deloc în tot timpul ăsta, vă vine să credeți? A trecut săgeata prin el că a luat damage de la foc înainte. Ok. Suntem ok. Carburatoare, vino încoace, tătistruțu! Vino încoace... Pardon, mi-a zis cineva să nu mai zic tătistruțu că e cringe. E un pic cringe, dar ce aș putea să-i zic? E un porc, vino încoace feblețea mea frumoasă. Care are aură 3000 și efectiv mă topesc când te văd. Oh, dă să te sărut pasional pe râtul ăla de porcă. Da, nu, e sas. Bun, stai aici carburator și să nu dispar de aici. Nu era legat la un moment dat pe seria aia de hardcore și a dispărut oricum? Și l-am găsit în Nether sau chestie de genul, mai știe cineva? Vreau să-mi spuneți dacă e safe, dacă e legat aici sau dacă poate să dispară. Oh, well, dacă dispari, să știi că... Nu te va înlocui nimeni. Decât un alt porc. Da, să nu aude, știi? Ok, n-auzi. Bun. Deci, haideți că o să punem capăt acestui episod aici pentru că avem totemele, avem tot ce ne trebuie și mă doare spatele. Deci dacă joc Minecraft, sunt atât de concentrat, mă doare spatele. Ar trebui să mă las pe spate, uite așa să nu mă doară. Și cine joacă Minecraft așa? Eu clar nu pot să joc așa.